Începem aici cu un transfer colosal pentru fotbalul românesc. Pantea, după un singur sezon la Ajax, a reușit transferul vieții la Manchester United pe 30 de milioane, 30 de bețe pentru acest tânăr jucător, uite, în vârstă de 24 de ani, un transfer monumental, zic eu aici. N-am putut cum să-l păstrez la club, am zis, bă, nu se poate, și el ar fi scandale, Manchester United, frate. Foarte, foarte tare acest transfer și mă bucur foarte mult și pentru jucător că, ia uite, a reușit acest transfer și, da, hey, este și o sumă bună. Noi oricum avem jucători de la bază de junior, știi cum zic. Deja l-am pus pe Janssen aici titular, ia uite, 78 overall, are deja stats-urile corecte, zicem așa, nu sunt chiar de Champions League, dar, hey, e bun acolo. Ușor, ușor. Vom vedea, ia uite cum vin juniorii din loan și deja vedem că aproape toți sunt, zic eu, la un overall corect, corespunzător așa de la acolo în jur de 70, ceea ce mă bucură foarte mult, de-abia aștept așa să-i văd titulari, să zic așa, dar într-adevăr mai este puțin timp până atunci. Îmi place foarte mult acest career mode prin felul cum îl joc eu aici cu tot felul de jucători de ăștia mai necunoscuți, Sardemir, Arnsdard, Nusa, Roni acolo pe RV, bine, Matistel, credeam, știam cu toții, cred eu că este un jucător cu potențial, Simon Ziar, dar în rest iarăși jucători, zic eu, necunoscuți, uite, Vitic, care într-adevăr nu prea a evoluat, deci dacă vine ofertă bună pe el, cius papa. Van de Ven, iarăși joacă bine, a evoluat, Meyer iarăși este ok, Hein într-adevăr a evoluat bine, foarte bine primul sezon, după care da, a cam pus piciorul pe frână, dar nu este asta, am stres. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată. Pe bune, vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați la acest episod și care dați direct din startul videoului click pe butonul de like. Vă mulțumesc din suflet. Voi mă motivați aici să tot fac videouri. Vreau să încep acest video spunând că, ia uite, lucru intens și din, și fac tot posibilul să pun, ia uite, în fiecare zi câte un episod pe channel și aproape că se face o săptămână, ia uite, de când tot pun zilnic măcar un episod. Visul meu este să pun două episoade pe zi, FIFA respectiv FM. Într-adevăr, am mai primit întrebări legate de Football Manager dacă am să mai filmez și cu ocazia acestui episod video vreau să vă răspund la toți că dacă mai este interes, sigur o să mai fac Football Manager. M-a oprit fix acum când am promovat cu Dinamo în prima ligă. Într-adevăr, am stat puțin pe gânduri după aia că oare bine am făcut cu Dinamo, poate nu știu ce, chiar și ca și career modul cu Rapid, știi, de obicei nu e bine să alegi o echipă din România, că se supără fanii celorlalte echipe. Pe bună dreptate, vă înțeleg într-o mare parte, dar totuși știi cum e, este timp să joci cu toate. Și mă gândeam că poate ar fi trebuit să fac un alt fel de film, mai ales primul episod, știi, nu direct Road to Glory, că de obicei naște de Road to Glory e cam mult de lucru și na, până faci treabă e un picuț cam greu, știi? Ar fi fost interesant poate cu o echipă mai mare, un AC Milan, un ceva, care chiar și cu alea, să știți că e foarte greu, uite, poți să iei în Football Manager și o echipă ca Paris Saint-Germain sau Bayern München și să joci nu știu câte meciuri dorești și, bine, poate campionatul reușești să câștigi, dar Champions League-ul e destul de greu de câștigat. Ok, lăsând asta, pe scurt, da, voi reveni și cu Football Manager, asta este ținta mea, să ajung să fac două episoade pe zi, FIFA care să fie, să zic așa, la ora noastră obișnuită în jur de 6, să zic, sau 7, poate 6, și Football Manager să-l aplodez poate mai repede, nu știu, habar n-am. Oricum, cam aia este ținta, ok. Îl vom vinde pe Bănel Nicolițe, varianta olandeză, pentru că deja două loan-uri n-a evoluat nimic, am zis ok, am încercat, am zis hai că-ți dau șanse și na, știi cum e, după două loan-uri dacă n-ai evoluat nici măcar un punct, e clar. Oricum, hai să vedem în acest sezon cum ne vom descurca și cum vor evolua juniorii. Ținta mea și dorința mea ar fi să reușesc să câștig Champions League-ul cu Ajax, cu o echipă full de jucători de ăștia de la Academie. Știu că este greu și mult, mult de lucru și respectiv multe sezoane, episoade de filmat,
aia ar fi visul meu, dar într-adevăr voi continua și cu această echipă cu care am eu, cu jucători de ăștia care cel puțin viziunea mea mi s-ar părea că și Ajax-ul i-ar putea cumpăra. Sunt jucători, uite, de naționalități diverse, respectiv jucători de care poate mulți dintre noi, inclusiv eu, nu prea am auzit și ia uite că facem treabă. Și da, hai să vedem cum ne descurcăm, așa mai departe. Visul și ținta noastră este să jucăm Champions League cu echipă full de juniori. Într-adevăr, o să pun din nou scouterii să caute juniori. Am pus pe diferite naționalități, într-adevăr tot timpul pun un scouter, cum avem maxim 3, tot timpul pun un scouter pe Olanda și după care ceilalți 2 pe țări diferite. La ce m-am gândit că poate sezonul acesta să fac puțin mai divers, știi? De obicei făceam 3 scouteri, 3 țări, timp de 9 luni, știi? Și acum m-am gândit, știi ce, hai să fac ceva diferit, să pun poate, na, un scouter pe Olanda care n-a să fie Olanda și respectiv ceilalți 10 scouteri să pun așa pe mai puțin timp, să zic 3 luni și după care să-i duc pe aia 2 în alte țări și tot așa și tot așa, să vedem, știi, să fie cât mai divers, să zic așa, cât mai multe naționalități pe aici, pe la noi, prin lot. Dacă ne uităm acum în momentul de față pe squad și mă refer la squadul nostru, prima echipă, nu la bază de juniori, am avea așa. Ia uite, avem un olandez, avem unul din Norvegia, avem aici iarăși un olandez, ia uite, unul din Bulgaria. Foarte tare am pus și scouter în Bulgaria așa de distracție. Ia uite, ăsta în Cehia pare a fi bun. Din nou Olanda, România care este transferistit, ăsta l-am avut la noi la echipă, nu cred că evoluează, nu cred că face nimic, am dat câteva șanse, n-are rost. Și ăsta tot ne-am trezit cu el, nu știu ce, cum ar trebui, poate să-l vând să nu ne încurcăm. Avem aici un islandez, ce mai avem așa ca și juniori? Iar mai avem pe ăsta olandez, Jansen, care deja este în primul 11, foarte mișto. Mai avem aici, da, ia uite, din nou olandez, ia uite, unul din Elveția, din Switzerland, ia din nou Norvegia acolo, Olanda, ia uite, am vrut să zic de mai, de-aia iarăși unul din Cehia, care a evoluat foarte bine. Da, într-adevăr, avem așa diverse naționalități, îmi plac ăștia doi bulgari, așa ceva mai de lângă noi, e bun, într-adevăr. Nu prea am adus români, pentru că cine știe, poate voi face cândva o serie de asta tip academie cu, eu știu, o academie din România, știu și eu viitorul, hint, ar fi mișto. Într-adevăr, viitorul, farul, na, înțelegeți voi, sper că. Dar bun, hai să trecem la treabă. Avem aici un meci special, este desigur Supercupa, câștigătoarea Europa League noi versus câștigătoarea Champions League Real Madrid. Avem un meci special, am zis hai că jucăm așa cum jucăm noi cu highlights, să vedem cum ne vom descurca versus câștigătoarea campioana, sună mai frumos, Champions League, să vedem acum ce se întâmplă. N-a scris nimic, să n-am văzut eu, gen, ia uite că ne atacă ăștia. Ok, ia o Lautaro, Elliot, poate Elliot ăla de la Liverpool, tânărul ăla cu potențial mare de evoluție. Aha, ok, aici avem noi o șansă, minutul 15. Ok, sunt cu Matthijs de Ligt, hai că... Am zis că forțez prima oară un sprint, dar după care am zis, hai că poate pasez și... Da, nu-i bai, hai de aici să avem grijă. Wow, n-a fost offside, hey, offside! Bă! Și este gol Real Madrid într-un contraatac de nota 10, nu știu, mi s-a părut obsedat, dar într-adevăr mi s-a părut greșit, că altfel ar fi zis arbitrul de dușă, ar fi ridicat stegulețul. Da, bun. Hai să vedem acum ce facem. Tot ei. Shit, apărarea. Oh, lolo. O, lolo, ce pas! E deja de acolo, slide tackle. Opa, Vitic, bravo, Vitic. Avem un free kick, metrul 62, ia uite, fix, 0-0. Hai că totuși, dai de reușim să egalăm și să mergem în extra time. Ok, Sardemir, unde e cei mai buni mijlocașii noștri, dar ce ușor pierde Tel acolo, mingea. Acum. Hai, ia uite ce șansă, ia uite ce fază.
Haide, haide. Foarte bine. Foarte bine. Matiștel, bă! V-ați văzut că am dat shoot și apă la stat. Și-a stat, și-a patat-o cu, cred că cu weak foot-ul lui. Bă, Matiștel. Aici n-ai cum, n-ai cum. Bă, nene, mă, n-ai cum, n-ai cum. Emoțiile, presiunea s-au simțit asupra lui, lui Tel și, da, s-a hazardat. Matiștel s-a hazardat. Asta este 1-0. A, totuși, am ținut piept bine Real Madridului. Cine știe ce jucători de ăștia rigen au pe acolo. Că am văzut tot felul de denumiri, dar știi cum e, nu te prea poți lua după asta. Că presupun că își rigenuri aia care iau ăștia de la Madrid. Deci, da. Vorbind de rigenuri, tot am stat și am dat scout, asta și aștept, la câțiva portari ce mi se pare interesanți. Într-adevăr, nu știu, mare parte cred că sunt regen anumitor jucători, dar vom vedea, vom vedea. Am zis că la portare asta este, am zis că nu vreau să cumpăr regenuri și chestii de genul acesta, să nu mă încurc cu cei veniți de la bază de juniori, dar în cazul unui portar, parcă aș face excepție că, na, mulți portari deja sunt bătrâni, nu mai sunt mulți tineri care să fie cât de cât la un overall interesant și habar n-am. Cred că la portari fac o excepție de la regulă. Ok, primul portar este Lervic. Încă este tânăr, are stats-uri decente, aș zice eu, de la 23 de ani, 76 overall. Am zis că fie, încă nu știu dacă ești titular sau nu, dar când m-am uitat peste jucătorii care au terminat ăștia scouterii de terminat, știi, m-am uitat peste jucători pe acolo, ce portari găsisem și am mai dat scout și la mulți de ăștia mai no name, să le zic așa, și când am zis, băi, uite, ăsta tot și ăsta, aproape ca și Hain, cât că el are 23 de ani și Hain are deja 26, știi, totuși 3 ani diferență, aproape același overall, hei, știi cum zic? Precis evoluează mai bine ăsta decât Hain, să zic așa. Dar chiar și Hain îl voi pune la un list și să vedem. Nu vreau să stea pur și simplu așa degeaba. La ce alți portare am mai dat eu aici scout? Într-adevăr n-am căutat însăși regenuri de alea să fie easy peasy, știi, am văzut că este regenul lui Keylor Navas și așa mai departe. Am aici alți portari care par și ei, să zic așa, de calitate. Foarte interesant, pare și portarul ăsta portughez, culmea, românul nostru Popa, numai că pe am zis, a, 25 de ani, bă, dacă te găseam un picuț mai repede, dacă știi cum zic, dar, cred că putem risca așa cu ăștia pe care am eu. Dacă mă uit pe shortlist ca și jucători așa cu overul mare, care mi-ar place așa să aduc la echipă, ar fi fost fain Timber, cât că cei de la Atletico nu vor să-l vândă decât dacă dau release clause, ceea ce mi se pare prea mult. Ar fi fost interesant și Gravenberts acolo pe KM, dar mă rog, mai vedem. Ia uite, Frimpong e foarte ieftin, dar n-ar o să-l iau, că deja l-am pe omul nostru acolo pe RG de la Academie, vreau să evolueze, să facă treabă bună. În rest, da, azi de-am, ia ăsta ar fi interesant. Ranks care are numai 84, aș zice că ar fi trebuit să aibă un overall mult mai mare, numai că RB, la un timp era KB, dar într-adevăr eu ce pace are, 88, forță. L-am adus în sfârșit pe Teze înapoi în Liga Olandei, de data aceasta la Ajax. Este un jucător care am vrut să-l iau și în sezonul trecut înaintea lui acel ceh Vitic. Am zis că ăsta ar fi mai interesant, ar fi mai mișto, dar desigur nu a vrut clubul să-l dea, că a zis că este prea important clubului și nu este de vânzare și da. Am luat pe Vitic, am zis hai că-i dau și lui o șansă să vedem ce și cum și cum, și ați văzut și voi că mare lucru n-a făcut și nici n-a evoluat, așa că știi ce? Teze, binevenit! Într-adevăr, clar, punem accent mare și pe junior, n-am uitat, dar totodată vreau și eu să mai lucru pe echipă și să o consolidez așa cât de bine se poate. Odată ce, desigur, un jucător de la Academie ajunge la un overall decent încât să jucăm, clar, ia uite cum este Jansen. Prefer pe moment să joc pe filiera asta de
de a împrumuta jucători în loc să-i joc eu în primul 11, că m-am că sigur să fie și întrebarea asta. În sensul în care totuși jucăm cu Ajax și deja la Ajax, cum să zic, nu este ca și la ca și cu o echipă mai mică. Că aia ar fi fost ideea, știi, să joci cu o echipă mică sau cu așteptări mici, mai corect spus, unde, desigur, mai poți pierde, nu trebuie să câștigi campionatul, aici clar mă obligă să câștig campionatul, m-ar obliga să câștig cupa și de multe ori să așteaptă să câștig și Champions League-ul. Și să nu mă dea afară, desigur, eu sunt tot timpul atent acolo ce și cum, știi, să fac să fie bine cu verde și să rămân aici la Ajax. Pentru a continua, logic, obiectivul și misiunea noastră. Și de asta am optat pe faza asta de a împrumuta jucătorii până când ajung și ei la un, aș zice eu, 75 overall. Atunci, da, zic, ok, hai că punem în primul 11. Sau respectiv și ei, acum s-a întâmplat acum pe RB, unde l-am avut pe Pantea, care era pe la un 82. Nu mai știu, sper, nu mai zic. Nu mai zic că nu mai știu exact ce overall și precis greșesc, dar știu că au fost relativ aproape și pe-am zis, știi ce, na, ok, nu e nicio problemă, hai că-l joc pe Jansen, titular, și ia uite așa. Foarte bine reușim să mai împrumutăm un jucător, să-i urăm mult noroc și să sperăm că va evolua și că va face treabă bună. Ne părăsește și Martin Wittig după doar un sezon și el a folosit ca și Pantea echipa asta mirobolantă Ajax ca și un stepping stone, cum este acea expresie în engleză, ca și bă, frate, o treaptă. O treaptă de a se eleva mai bine în carieră și asta și am făcut noi ca club pentru el. L-am elevat încât, ia uite, am primit ofertă de la Juventus. El a vrut să meargă la Juventus și am zis, sigur, bro, de ce nu? Mai ales că acum avem pe Teze care clar el va fi titular. Și da, e mai bine pentru amândoi. Forță! Aici avem un transfer pe ultima 100 de metri, uite, l-am dat pe Darami la Newcastle. O sumă corectă, zic eu, 60 de milioane pe ăsta, forță, încă stăteam pe gânduri, dau, nu dau, dar am zis, știi ce, ca și rezervă, mai degrabă îl pun pe băiatul ăla, Barak Cehu ăla, și știu că e mai bine, ia, Novak, nu Barak. Na bun, deci Novak să fie noul nostru LV de rezervă și este bine, bine, sunt adevărul, wow, acum văd. 68 pace, 66 shooting, 66 pase, 50 fizic. Wow! Novak! Dar uite, aici arată bine, cu dribbling-ul, cu ball control, cu toate cele, dar mai are mult de lucru Novak. Dar cine știe, poate în postura de rezervă va face treabă. Bă, nu pot să cred. Din nou locul 2. Ceva se întâmplă, ceva se întâmplă, nu-mi dau seama ce. Se axează jucătorii poate mai mult pe Champions League și nu pe campionat, sau un campionat mai joacă jocul cum simulez cu rezervele, care apropo, deja aproape că banca de rezerve mi-e full din academie, deci poate fi și asta. A, nu știu. Ideea este clară. Locul 2 în campionat, vedem că avem așa un thumbs down, clar, clubul nu ne ia tare bine, dar ideea e că încă sunt aici angajat, cum am spus, banca de rezerve full juniori, am foarte mulți juniori și împrumutați. Acum, hai să vedem cu adevărat ce contează este statistici și evoluri. Aici sunt curios și de-abia aștept tot timpul să văd. Bun, deci portalul nostru nou din Norvegia, Lervik, ia uite, o evoluție bună de plus 3, 79 overall în metrul de față. Mergem mai departe la Lars de Vries, care vedem, l-am împrumutat foarte bine aici la Emmen. Aici mi-ar place să am o chestie de aia de extend loan, cum este și în Football Manager, știi, să mai stai acolo. O evoluție foarte bună de plus 6, ia uite, aproape 70 overall. Mergem mai departe la Hain, care l-am împrumutat la Mallorca, nu știu dacă rețin corect, e un loan pe 2 sezoane. Deci, incredibil e băiatul ăsta. La noi, ia uite, sezonul trecut un punct, sezonul trecut iarăși puțin și acum l-am dus la Mallorca, la Mallorca, așa să zicem, cu o pronunțiere. Știu, am sunat ciudat. Bă, poate a prit aerul cald. Și e bine că și el evoluează. Bun. Ăsta cred că l-am promutat în perioada de iarnă aici în Belgia, deci nu știu ce să zic de evoluție, cât a evoluat la noi și cât a evoluat respectiv acum în Belgia.
Dar pe de altă parte, Iliev, ia uite, o evoluție foarte bună la Vizela, frate, plus 6, 72 overall, despre asta vorbim. Lars, n-am prins loan, din păcate, doar un plus 3. Jansen, iarăși, n-a prins loan, doar un plus 3. Wow, o evoluție superbă pentru Bjørn Meier, 26 de ani, ia uite, deja 87 overall, evoluție de plus 3. Forță, bro! Oh, uite-l și pe ăsta la Casa Pia AC. Era culmea să ne evolueze acolo, dar da, foarte bine și ăsta 71, dar ia ce văd eu aici. Check. Acest check. Ha. A evoluat binișor, mă, la Union. Ia uite, plus 4, 75 overall pentru omul nostru. Deja Michael aș putea pune imediat titular. Bine că am alții mai buni titulari, dar totuși e bine, deja la 75 overall, automat și loan-urile parcă să altfel mai bune, să zic așa. Ok, Mohamed a fost ca și românul nostru la care pur și simplu n-a evoluat nicăieri și cred că la fel este și ăsta, va trebui să-l vând. Dacă nici la Ajaccio n-ai jucat și totuși 75 overall ar trebui să joace la o echipă ca și Ajaccio, dar mă rog. Trecem mai departe la Maier, care l-am dat în iarnă la Villarreal B, din câte vedeți, Villarreal KF B. Și o evoluție bunicică, într-adevăr a evoluat puțin și cum a stat la noi prin club, dar hei, per total plus 5 e bine-s. Trecem mai departe la TZ, care a venit, știți bine, în vară, în locul lui Vitic și altfel, 85 overall, deja stăm bine-s pe apărare. Ok, Okoh în proprietatea Fiorentina n-a făcut nimic și cred că îl voi vinde, că deja am juniori de 75 overall, deci nu mai avem nevoie de ăsta. Van de Ven, o evoluție de plus 1 ca și Teze, e bine, totuși na, nu mai sunt așa tineri. Ok, mergem mai departe. Sanders cred că a fost împrumutat și a venit în iarnă, că îl dădusem data trecută în iarnă până și cât timp și atunci a revenit și na, una cu alta, plus 3. Patterson, ia uite, plus 2, ăsta cred că de-abia acum ce a venit și l-am și dat loan, plus 4, uite-l și pe ăsta de-abia ce a venit, că aici măcar nu i-am pus loan, plus 2, e croat, foarte tare, și Hoever, e atola Ajaccio, s-ar putea să-l vând și pe el dacă n-ai vrut nici măcar un plus 1 out. Jansen, care, ia uite, deja este titular la noi pe teren, deci el a fost omul nostru tot sezonul, cred că se și vede 44 de meciuri, o evoluție de plus 4, deja 82 overall, de acum încolo forță să fie băiatul ăsta, de-abia știu să văd cum evoluează. Sardemir continuă să ne uimească, un jucător găsit random, pur și simplu prin scout, fără niciun site, fără niciun nimic. Și uite ce mișto, frate, ce mișto e jocul ăsta, e când au implementat faza asta de evoluție, pur și simplu că e tânăr jucătorul. Și ia uite-l, 85 overall din Danemarca. Bă, super tare, sincer. Arnstad, mă așteptam mai mult de la el, dar ia uite, plus 1, 79. Știi, dacă aș avea alte alternative mai bune, credeți-mă că l-aș juca. Poate să mă uit prin toți jucătorii ăștia pe care scam, numai că de obicei din cam în câm foarte puțini vor să facă schimbul. Dar da, de găsesc unul care știe să facă schimbul din cam în câm, m-ar ajuta mult. Culmea, am foarte puțini jucători și la Academie și la prima echipă pe câm. Bă, foarte puțin. Câb, râb, lâb, cam, o tonă, frate. Câm, niciunul. Culmea, o să trească să bag scouterul așa în zone de astea unde sunt mai mulți jucători pe câmp, mi-aduc cea spanioli. No, bun, trecem mai departe. Hai să dăm Fuchs. Ia uite-mă așa în Franța. Ia uite că a făcut treabă băiatul. Plus 3. La asta, la Bocum, doar un plus 2. Nu cred că a jucat. Tristoc. Mergem mai departe. Aia sunt la Granada. Plus 3. Ok. Stan de Jong la LA, fii atent, plus 6, despre asta vorbim, bro, 74 overall. Ok, Simons continuă să evolueze, 92 overall, deja omul ăsta e ireal de bun. Așa, mai departe, uite, Dahl ăsta, care și el de-abia ce a venit de la bază de juniori, permanent, da, are mult de lucru. Novak, desigur, a tot cerut să fie jucat mai des. Da, noi am mai simulat toate cele și a dat submitted în loan request.
Pentru că vreau să fie mai mult pe tren. Bine, eu îi dedusem mai repede, știi, când m-am uitat la chat-uri și toate cele. Dar, pur și simplu, n-au venit oferte de loan pe el. Bă, că l-aș fi dat și la o echipă mare undeva unde să știu eu sigur că nu joacă. Dar, pur și simplu, știi, să-l dau să nu mai fie probleme. Dar, zero oferte. Amu, asta este. Ok, foarte bine ai luat, uite, și Antonio Nusa. Un alt jucător venit așa de nicăieri, aș zice eu, 24 de ani din Norvegia, uite, 87 overall. Îți dai seama ce mișto cred că arată deja naționala Norvegiei, cu Haaland, cu Nusa și cu toți ăștia alți. Mai am eu niște juniori în lucru. Oi, ce nebuni o să fie. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici așa. Uite ăsta la Estoril. Asta cred că în vară, împreună cu voi, l-am împrumutat. O evoluție superbă, de plus 6, bro, la istoriile, uite, 73 overall, bombă. Ma. Du-te, bă, de aici, vorbind de bombe. Plus 6 evoluție, 89 overall pentru Roni Bardhji. Ma, culiță. Bă, de mai juca Zlatan, acum avea cu cine să joace, frate. 89 overall, plus 6 evoluție. Criminal, ce tare omul ăsta. Pe ăsta l-am promutat la Bergamo, văd că n-a făcut nimic. Pe ce s-a fost acolo rezervă, n-a fost un loan tare inspirat. Bob, și fiți atenți aici. Deci ăsta am promutat în Polonia la Rakov. Mă bucur foarte mult că s-a dus, mai ales că l-am pus pe 2 ani. Am mai prins cu câțiva jucători loan-uri foarte interesante, chiar din Liga 1 a României, FCSB și așa mai departe, și am pus, știi, loan, bă, un an, doi ani, de diferiți jucători. Bă, și toți au refuzat și încă am și intrat pe negotiate și am dat eu să plătesc full salarul. Pur și simplu, jucătorul n-a vrut să meargă în Liga 1 a României să joace și culmea, știi, jucători de 70-68 overall, că ar fi ideal acolo. Dar am avut noroc, se vede aici cu acest jucător islandez care a acceptat să se ducă în Polonia timp de 2 ani, deci clar, forță. Bun, și desigur inegalabilul Tel, care cred că el ne cară pur și simplu împreună cu Simons, ăștia doi forță, dar hei, de ce să vorbim? Hai să ne uităm. Da, am avut dreptate. Top goal getter este Tel cu 35 de goluri în 49 de apariții, dar hei, surprinzător este Roni. 29 de goluri, de-aia au bubuit în halul ăsta, plus 6 overall. Dic 29 de goluri, urmat de Simons, 14, nu s-a dor, 11, având în vedere că Sardemir, care și el o evoluție superbă, a avut 10 goluri în poziția de CM. Forță, bro! Hai să dăm la asisturi. La asisturi Simons foarte bine, de pe cam trail și trebuie să fie. 17 asisturi, Sardemir și Roni. Ia uite, chance dar. Foarte bine, bro. Hai să dăm la financial. La financial. Aici sunt curios dacă s-au schimbat treburile. Cel mai scump jucător al nostru este Simons. A mai crescut cu 10% cota pe piață. 161 de milioane de euro. Dumnezeule. Eu uite-l pe Roni, bă, ro, cu 103% evoluție pe piață, pe market, 119 milioane, câți bani. Hei, fii atent aici la Tel, fix 0000, 100 de milioane, curat. Bă, ce tare, adică 100, curat. Bun, eu uite-l și pe Nusa, 92 de milioane, lăbule, uite, 76, în sfârșit, ia uite-l pe juniorul nostru de la Academie, deja cotat la 64, dacă rotunjim, 64 de milioane. Mă distrează când văd 3.000 de euro salariul ăsta, să-i dau să sunt viitor alt contract. Aia e clar. Forță, fantastic. În sfârșit, ușor, ușor, vedeți, deja încep juniorii să-și facă simțită prezența chiar în primul 11. De-abia aștept, știi, mai departe. Poate că episodul viitor m-aș gândi să-l fac un fel de episod special sau mai văd eu, depinde de timp. Știi, mă gândeam la un episod special în care să fac cumva două sezoane într-un video. Doar că vezi cum e, trebuie să fii foarte atent aici cu Ajax și să nu ne dea afară, că atunci se strică tot ce construim noi aici. De-aia încă nu joc cu juniorii pur și simplu în primul 11, știi că ia uite deja, da, aveau ăștia așteptări în Champions League să ajung în semifinală, bro. În semifinală. Chiar, unde am ajuns în Champions League? Parcă am trecut de grupe, după care am dat de...
Liverpool și am trecut mai departe. Hai să vedem. Deci Manchester City câștigă Champions League-ul. Liverpool așa. Da, fii atent. Deci am avut aici meci cu Liverpool. Am terminat pe agregat 5-5. Ia uite, 3-3 a fost acolo meciul. Și am terminat pe agregat 5-5 și după care ne-a bătut Liverpool la penaltiuri 5-4. Băi, nene, bă. Cât ghiniona. S-a ajuns la penaltiuri. Ha, și dacă treceam mai departe, eram în semifinală, fii atent, și atunci măcar era mai happy ăștia de la conducere. Și m-am avut dreptate, uite, a fost meci aici cu Ajax, unde am trecut mai departe de Juventus, pardon, 3-2. Damn! E bun, oare echipe din România au fost prin Champions League? Ha, mă, dacă toți sunt aici, de ce să nu ne uităm? Da, fii atent, FCSB, și s-a calificat în grupe, dar a avut o grupă oribilă cu Porto, Napoli și Spurs. Wow! Fai, săraci. Bun, prin Europa League a fost vreo echipă din România? Galata, nu. În conferență, hai să vedem, în conferență. Da, Universitatea Craiova a fost pe ultimul loc. Mi s-a părut. Așa, ia Rapidul! Bine, mă, Rapid! Hai, numai locul 3. Tristuc, dar oricum e bun. Deci o să rămână de văzut dacă sezonul viitor, mă rog, episodul viitor, voi face două episoade într-un video sau nu. Rămâne de văzut, vedem. Până atunci mă gândesc și eu să văd ce cum stau cu timpul și facem să fie bine. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Dacă n-ați dat încă click pe butonul de like, vă rog frumos, faceți-o chiar acum, apreciez foarte mult, hai să strângem măcar 100 de like-uri și ne auzim pe data viitoare. Numai bine, pa, pa!